Tu nu? Nu știu, e imunitate mare. Vreau să vă țineți după noi, da? Altfel, da, rămâneți cu copilul. În continuare, deci, ca mai de banca, în zreabă construiesc pe terezele și orașul, pe parcul, da? De ce? Pentru că la 1565 turcii se asediază Marta. Este prima creștare a cavaleilor care, din experiența Rodosului, au știut de data aceasta să se desfășoare. Și reușesc cu celebra să câștige practic bătălia și să îi îndepărteze pentru totdeauna de turci. Organizarea acestei a cavaleilor de Malta, deja puteți să numim cavaleri de Malta, era una specială. În ce sens? Cavaler de Malta, sau cavalerul acestui ordine al Sfântului Ioan, putea deveni oricine care putea să dovedească că are două generații în urmă un titlu de nobleță. Devenind cavaler de Malta și intrând în această organizație, renunțai la toate bunurile lumești pe care le aveai. Ele intrând în componența acestei organizații. Deci, intrai bogat și rămâneai practic sărac. Organizația aceasta era condusă de un mare maestru, Grand Master, cum spuneau ei, care se ocupa de întreaga organizare, nu numai a orașului, dar practic a întregii insule. Cavalerii de Malta au fost de 8 origini, de aceea Lucia Malteză are 4 daturi, da? Dar fiecare datul are 2 conturi. Fiecare colț reprezintă nația în care făceau parte acești cavaleri. Francezi, germani, italieni, cataloni, pentru că pe vremea aceea Spania nu se în această organizație și ne mai adunit, automat, pentru că era și pe sistem militar, fiecare din aceste nații care formau acești cavaleri de Malta primeau loc de dormit, trei mese pe zi și apă, în așa numitele auberge, denumire de la care vine mai târziu numele de hotel, albergo, ce erau de fapt niște cazări în care locuiau aceștia. Primind, repet, de trei ori apă, în care și un pat de dormit. În cadrul acestui cavaler de Malta, trebuie să înțelegem ca niște oameni numai de dați artelor legate.